8 decembrie. Astăzi pomenim pe cuviosul Sofronie, episcop al Ciprului. Cuviosul, părintele nostru Sofronie, s-a născut și a crescut în insula Cipru. Era ascuțit la minte și priceput. Cunoștea multe lucruri și citea cu râvnă Sfânta Scriptură. Când a ajuns episcop, a fost tatăl săracilor, sprijinitorul orfanilor, apărătorul văduvelor, ajutătorul nedreptățiților și acoperământul celor goi. Gerul și neaua din aceste zile vestesc greu mult, iar o vorbă din bătrâni spune că dacă fetele se vor spăla cu prima nea, vor fi frumoase și drăgăstoase.